nouă membri în asociație. Domnul Dumitru Nicolae Chiria. Domnul Dumitru Roșu, care este prezent în expoziție cu două lucrări de grafică, de tuș și acuarelă, lucrări, cum zic eu. Iorica Sarman este doamna care are lucrarea chiar de la intrare în partea dreaptă, acea minunată lucrare și expresivă arta firmului de Mătase, este singurul reprezentant al acestei arte la noi în asociație. Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini așa cum ne-am obișnuit. Bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. Astăzi suntem la sala Constantin Brâncuș din Palatul Parlamentului, la o expoziție extraordinară, autentic românesc, repere și identitate, și stăm de vorbă cu doamna Viorica Sarman, unde va expune o lucrare extraordinară de-a dânsei, denumită Lotus 1000, o lucrare fabuloasă, despre care o să ne vorbească mai multe în cele ce urmează. Stați cu noi! Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, iată-ne cu doamna Viorica Sarman, una noastră prietenă, la expoziția Autentic Românesc, Repere și Identitate, aici de la Palatul Parlamentului, sala Brâncuș, unde dânsa își expune această magistrală operă a sa, Lotus 1000. Mulțumesc frumos pentru invitația de a participa și noi și pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Haideți să, da, să discutăm un pic despre Lotus 1000. Această, deci 1000, are 1000 de petale. Fabuloasă lucrare, deci, da, are 1000 de petale. Are 1000 de petale, sunt 50 de șiruri, câte 20 de... Câte 20 de petale de fiecare șir. Da. 50, 20, 1000. Da. Am făcut o lucrare de în urmă cu anșinate și 760 de petale. Cineva mi-a reușat că sunt mare 760 de petale, ce 1000. Și atunci neapărat să bateți recordul, bineînțeles, la ceea ce ați lucrat înainte. Oricum, în afară de rol,
toate culorile. Locul sunt aici, puține. Sunt da, practic e exact panoul pe care ați lucrat, ar fi început cu pandemie. Plus, dacă vedem, bineînțeles, da, acele cu gămâlie de gămâlie sferică, nu? De sticlă albă. Sticlă albă, le aduc din Germania, nu eu personal. Da, da. Lucrez cu firma care le aduce din Germania, importată. Ce se întâmplă? La fel și cu da, tot așa, inclusiv meditează pe locul ăsta. Florile albe pe locul ăsta. Aiana! Aiana! Sincerității, așa a fost, zic așa, ascensiunea la această... Da. Aici am folosit culorile și ale florilor de locul, dar culorile de locul. Mi s-a spus că n-ar fi fost limitat să le folosesc. Păi sunt cele șapte culori de bază. Sunt cele șapte culori de bază, dar sunt culorile lui Dumnezeu. Exact. Dacă vă uitați la... La curfeu, da. La curfeul lui Dumnezeu, o să vedeți că acele culori se întrepătrund. Nu există o delimitare strictă între culori. Alea sunt culorile lui Dumnezeu. Nici la mine nu există o delimitare clară între culori. Dacă vă uitați cu atenție, între roșu și violet, există o tranziție. Da? Și arată în așa fel încât e deja cumva 3D. Da, roșul acesta are și violet. Roșul are și un pic de violet. În violet și de roșu. Portocaliu are și roșu. Portocaliu și așa mai departe. Toate culorile se întrepătrund. De aici s-a întâmplat. Ați făcut tranziția mai ales la verde, verde la... Mă rog, cu azi în roșu. Da, fiecare culoare are câte o nuanță din stânga și din dreapta. Și de-aia inima s-a tot când îmi chiar să-i zic culorile lui Dumnezeu. Dar e prea... Și ca să ne ducem un pic la hindu, știm că chakra, așa, Sahasrara are 1000 de petale. E lotusul. Chakra coroană, bineînțeles, și aici chiar arată ca o coroană, dacă nu l-am imaginat, bineînțeles, pe Buddha aici, stând, nu? E acea coroană din spatele lui, care pornește, bineînțeles, din creștetul capului, da? Exact. Da, am și vrut să am muncit la ora coroană, dar mie îmi place. Pot să vă spun despre centrul acesta, care are aproape 100 de cercuri concentrice, anuncim și tiparul. Și eu numesc tiparul gustate, pe care sunt cifre, care mi indică din punctul X unde trebuie să ajung stilul Y, și așa mai departe. Da, am muncit, respectiv, am muncit.
tiparul și-l pus în concurs și un tablou. Trebuie să fie, nu, o precizie matematică, altfel cum ar fi, am plecat de la să ajunge aici. Am plecat de la dimensiunea care puteam și se face, și de la faptul că voiam neapărat să ai de 1000 de etaj. De la asta am plecat. Da. Mă calcule matematice, de altfel eu la bani sunt zingite. Păi aici, da, aici a fost... Da, și mi-a plăcut întotdeauna matematica și... Am pus-o în practică. Știință în artă, iată, domnilor, doamnelor, știință în artă. Iar aici arată centru ca un gong, practic. S-ar bate, bang, odată și s-ar, ar începe culorile să se... Se vede și o dinamicitate, totuși. Așadar, dragi prieteni, iată o lucrare fenomenală. Cel puțin putem să vedem, într-adevăr, câtă laboriozitate și câtă dedicare a depus doamna Sarman aici în această lucrare și credem că este cea mai mare lucrare, de altfel, din întreaga expoziție a Asociației Artiștilor Plastici din București. Am văzut și câteva dintre celelalte lucrări, sunt nemaipomenite, însă aceasta este una de-a dreptul deosebită și, iată, românii bat recordul iarăși în artă și nu numai. Acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu să știm de voi, iar dacă n-ați făcut-o încă, dați subscribe la canal. Toate cele bune în continuare!